de cuvântul lui Dumnezeu la pagina 1013, Luca capitolul 18, de unde vreau să lecturăm de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vamer. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeulei, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepti, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stă deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit, neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ocupați locurile. O să stăm câteva momente în această dimineață în preajma acestui cuvânt, un cuvânt care ne privește pe fiecare dintre noi. Este o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos și nu cred că Domnul a spus-o la voi întâmplării, Domnul n-a spus-o că nu avea ce altceva de făcut. Cu siguranță lucrul acesta s-a întâmplat în templu. Povestea doi oameni care au mers la templu să se roage, este și povestea noastră tuturor. Fiecare dintre noi am venit în această dimineață la biserică, cred eu să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, amin? Ei merg să se închine înainte lui Dumnezeu. Unul este condamnat de Dumnezeu și Dumnezeu îi stă împotrivă, celălalt iertat și Dumnezeu este stă alături. Pilda ne atrage atenția că la ora 12 din această zi, 12, 12 și 10, fiecare dintre noi vom fi ori într-o parte, ori în cealaltă din aceste două categorii. Ori vom fi iertați, Restaurat și binecuvântați de Dumnezeu, ori vom fi condamnați și vom pleca din locul acesta cu mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Venitul la biserică nu garantează că noi vom pleca din locul acesta binecuvântat sau vom pleca din locul acesta neapărat mai bine decât am venit. Așa spune pilda aceasta. Ce este de făcut? Ce fel de închinare trebuie adusă? E Dumnezeu nedrept? Există un secret în închinare ce îl determină pe Dumnezeu să facă aceste alegeri? Sunt câteva din întrebări care se nasc în urma lecturării pildei acesteia. Și aș vrea ca, plecând din locul acesta în această zi, toți să plecăm de aici, iertați, binecuvântați, restaurați și cu Dumnezeu alături. Amin? Nimeni să nu plece din locul acesta cu Dumnezeu împotrivă este povestea acestor doi oameni. Unul este în capătul scării din vremea respectivă, ameșul. era un om deosebit de moral. Noi am poate, din cauza că am folosit mereu cu conotație negativă cuvântul acesta fariseu, ne gândim întotdeauna când spunem fariseul la ceva rău. Pe vremea aceea fariseu era în vremea Domnului Iisus Hristos, erau oamenii cei mai morali, oamenii care erau pe cea mai înaltă treaptă din societatea respectivă, când se vorbea despre moralitate, scriptură, lege, templu, erau oamenii la care priviai așa și i adorai. De cealaltă parte erau un vameș. Erau considerat vameșii din vremea respectivă, erau oamenii care au trădat poporul Israel, care s-au unit cu romanii, colectau tax taxele, trebuiau să dea la Roma o anumită parte din taxe care le colectau. De deci cei mai multe ori luau mai mult decât cerea Roma și o parte din bani și îi țineau pentru ei. Și avem în Scriptură exemple de oameni din aceștia, Zacheu, Levi și alții care au fost chemați de Domnul Isus. Spune Scriptura că aceste două categorii într-o zi s-au întâlnit la templu să se roage. Și aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta prin alte trei întrebări. Prima întrebare care vreau să o analizăm la această dimineață este cine este în centrul rugăciunilor tale. Să știți că nimeni nu scăpăm de atitudinea aceasta și suntem atât de aproape, ori de o parte, ori de cealaltă. Vreau să ne uităm în primă fază la fariseu. Vreau să întreb în această dimineață, dacă ați fost atenți la citire, cine a postit de două ori pe săptămână, în săptămâna aceasta, să ridice o mână sus? Săptămâna aceasta, cine a ținut două zile de post? Să ridice o mână sus și a dat zecioală din toate veniturile care le-a primit luna aceasta sau săptămâna aceasta sârcioma să noastră sus. Să nu fi intrat în casă niciun euro, fără măcar 10 centimi să fie adus la biserică. Deci nu este nimeni, da? Ne uitam la omul acesta și am putea să-l admirăm din punctul acesta de vedere, ca să nu mai vorbim despre celelalte lucruri care au spus el. Și a spus, a început chiar cu o rugăciune de mulțumire și a spus, Doamne, îți mulțumesc. Starea lui morală era una pe care Dumnezeu și Domnul Isus Hristos n-a contestat-o. El a spus nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, și domnul n-a contestat lucrul acesta pentru că nu comisese lucrurile acestea. Problema care se pune în această dimineață este de ce Dumnezeu a respins rugăciunea aceasta pentru că n-a fost primită de Dumnezeu rugăciunea aceasta. Dumnezeu n-a primit rugăciunea unui astfel de om, cu o stare morală atât de înaltă, pe care niciunul dintre noi în această zi nu ne putem pune lângă el, niciunul dintre noi. N-am stat în picioare lângă un astfel de om, cu o moralitate atât de înaltă. Nimeni nu, nu, ar sta lângă omul acesta. Și de ce Dumnezeu nu primește o astfel de rugăciune? A început frumos, puneam în versetul 11, zice, cu o rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și probabil că au venit și au început rugăciunea aceasta, au fi spus, Doamne, dacă vrei să vezi exemplu de zecioală, uite-te aici. Dacă vrei să vezi exemplu de moralitate, Uită-te la mine, în templu. Probabil au Doamne, dacă vrei să vezi rugăciune de mulțumire, uite-te aici. Problema omului acestuia, știți care a fost? Că în centrul rugăciunilor lui s-a pus pe el și nu pe Dumnezeu. Și asta l-a determinat pe Dumnezeu să nu asculte rugăciunea. Un singur cuvânt, versetul 11 și 12 sunt cuprinse rugăciunea fariseului. Un singur cuvânt este adresat la Dumnezeu și spune, Dumnezeule... Și apoi începe el cu pledoaria aceea de laudă înaintea lui Dumnezeu. Totul vorbește despre el. Focusul, lumina, totul atrage pe el și a spus, Doamne, eu sunt aici, eu sunt așa, eu dau zece eu fac tare, eu fac tare. Și în centrul rugăciunilor era el, nu Dumnezeu. Când facem lucrul acesta, niciodată Dumnezeu nu primește o astfel de rugăciune. Când venim înaintea lui Dumnezeu și în centrul rugăciunilor noastre, suntem noi și nu Dumnezeu. Dumnezeu nu va primi niciodată o astfel de rugăciune. Credeți lucrul acesta? Sau nu? Ori de câte ori când venim în casa lui Dumnezeu, noi spunem lucrul acesta. Toată slavă, toată cinstea, toată adorarea, tot ce facem aici, în centru trebuie să fie cine? Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Iar noi pe lângă, Amin pentru că putem să facem tot felul de rugăciuni, tot felul de fapte, tot felul de lucruri care să le susținem sus și tare, tot felul de moralități. Și Dumnezeu nu le poate contesta. Dar dacă motivația din inimă nu este corectă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-ascultă o astfel de rugăciune. Din potrivă, pleci de la biserică cu mânia lui Dumnezeu, în loc să pleci binecuvântat. Rugăciunea aceasta conține doar laudă la adresa lui și nu la adresa lui Dumnezeu. El s-a pus în centru, el a început să se încojoare cu tot felul de laude și Dumnezeu era undeva în afara acestei rugăciuni. Uitați-vă la rugăciunea vameșului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el îl pune pe Dumnezeu în centru și despre, despre el nimic, absolut nimic pozitiv. Eu întreb, credeți că chiar vameșul acesta n-a făcut nimic bun? Credeți că n-a venit măcar cu o jertfă când a venit la templu? Credeți că n-a dat chiar un ban, n-a făcut chiar o faptă bună? Voi ce gândiți? Eu mă gândesc că măcar în momentul când nu vin la templu să fac ceva, să nu vin cu mâna goală la templu, că avea de unde. Nu erau oameni chiar zgârciți, vame și aceștia. Dar nu vine cu niciun fel de faptă de laudă înaintea lui Dumnezeu. El îl pune pe Dumnezeu în centru și îl spune, Doamne, despre mine doar lucrurile negative le aduc înaintea Ta, Doamne. Doamne, eu sunt păcătosul. Doamne, eu am păcătuit. Doamne, cer îndurare de la tine. Doamne, și spunea că se bătea cu pumnul în piept și cerea îndurare de la Dumnezeu. Când îl pui pe Dumnezeu în centru și tu ești lângă, vreau să spun că întotdeauna Dumnezeu va asculta o astfel de rugăciune. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când eu mă pun în centru și Dumnezeu în afară, Dumnezeu întotdeauna va fi împotrivă. Să ne Dumnezeu de astfel de rugăciuni. De câte ori n-am venit în casa lui Dumnezeu și în loc să lăudăm pe Dumnezeu, în loc să-i lăudăm măreția, tot puternicia, tot știința lui, să ne concentrăm la tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, de cele mai multe ori noi venim ca fariseul acesta și începem să înșirăm tot felul de lucruri care le-am făcut noi. Să știți că în urma rugăciunilor noastre, Dumnezeu va face anumite alegeri. În urma rugăciunilor noastre. Așa spune Scriptura. Îmi place atât de mult de David. David a fost, spune în Scriptura, că un om după inima lui Dumnezeu. M-am uitat în psalm, nu mai în psalm m-am uitat, nu m-am uitat și în celelalte cărți scrise de David. Am găsit câteva, câteva, sute de expresii în care David întotdeauna îl pune pe Dumnezeu în centrul vieții lui. Vreau să citesc câteva versete, am spic cu câteva versete, am început chiar de la, psalmul, de la primul psalm, din psalmul 3, 4, 5, câteva versete și ascultați atitudinea acestui om și felul lui de închinare înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a numit un om după inima lui. Versetul, vreau să citesc, versetul 3, versetul 3, eh, psalmul 3, versetul 3. Urmăriți de câte ori cuvântul acesta, tu și cu este adresat. Ascultați, versetul 3. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, tu ești slava mea și tu îmi înalți capul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Salmul 4, versetul 7, 8, ascultați, tu îmi dai bucurie în inima mea când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Versetul 8, eu mă culc și adorm în pace căci numai cine? Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Vreau să citim Salmul 5, versetul 11, ascultați ce spune. Tot ce se încredă în tine se vor bucura și se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocruti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Putem continua versetul, psalmul 10, versetul 17. Tu auzi rugăciunile celor ce, se, ce sufăr, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei și faci dreptatea orfanului și celui asuprit și ca să nu mai sufle groaza omului, cel, omul, omul luat din pământ. Putem continua cu, cu psalmul 12, versetul 7. Tu, Doamne, vei apăzi, tu vei apăra neamul nostru acesta pe vecie. Putem cu, cu, uh, continua cu psalmul 16, 30, 35, 32, 90, 91. Sunt o grămadă de psalmi, o grămadă de versete în care peste tot Dumnezeu este pus în centru. Și asta l-a făcut pe Dumnezeu să spună că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să te întreb. În rugăciunile tale, în relația ta cu Dumnezeu, unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Vreau să-ți faci în această dimineață să fii sincer cu tine însuți. Nu vreau să îmi spui nici vreunui frate. Vreau să te cercetezi și să fii sincer. Toate rugăciunile pe care le înalță înaintea lui Dumnezeu, toată închinarea pe care eu o dau lui Dumnezeu, cine este în centrul acestor rugăciuni? Cine este în centrul... Închinere mele. Cine este în centrul vieții mele? Pentru că spuneam mai devreme, în urma acestor rugăciuni, acestor atitudini, aceste închinări, Dumnezeu va lua o hotărâre. De binecuvântare sau de mânie, ca să nu folosesc cuvântul blestem. Asta va face Dumnezeu. Iar noi vom purta consecințele. Asta spune Scriptura. Că nu e ușor lucru să-l ai pe Dumnezeu împotriva ta. Cine vrea să-l aibă pe Dumnezeu împotriva Lui în această zi? Vrei ca Dumnezeu să stea împotrivă? Nu vrea nimeni, nu? Groaznic, spune Scriptura, groaznic lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Nimeni nu vrea să cadă în mâinile Dumnezeu, ci toți vrem să fim binecuvântați de Domnul. Amin? Vreau să te întreb în dimineața aceasta încă o dată, cine este în centrul rugăciunilor? Cine este în centrul închinării? Pune-L pe Dumnezeu în centrul rugăciunilor și El va fi cu tine. Pune-L pe Dumnezeu, pune-te pe tine în centru și Dumnezeu va fi împotriva ta. Spunea Domnul Iisus Hristos un lucru extraordinar. Spunea că Matei capitolul 9, versetul 13, spunea că eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, pe cei păcători, pe cei care au trebuință. Dacă te simți și ai ajuns în starea aceasta de neprihănit, dacă ai ajuns într-o stare în care nu mai simți că ai nevoie ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, când a fost ultima dată când ai strigat ca vameșul, așa să bați cu pumnul în piept și să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul, iartă-mi, te rog, păcatul acesta. Dacă ai ajuns într-o stare când nu mai stai înaintea lui Dumnezeu și nu ceri iertare, nu, fac, nu faci o rugăciune de mărturisire, ai ajuns într-o stare în care ești a tot suficient, complet, nu mai ai nevoie de nimic. Și spune Scriptura că niciodată nu te va chema Iisus spunea că eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, pe cei care n-au nevoie, pe cei care simt, să simt că sunt păcătoși, care conștientizează cu disperare că au nevoie de Hristos și Dumnezeu va chema pe astfel de oameni binecuvântat să fie în numele Domnului. Repet întrebarea, cine este în centrul rugăciunilor tale? Cine este în centrul închinării? Tu sau Dumnezeu? A doua întrebare care vreau să răspundem în această dimineață, cu cine te compari în rugăciunile tale? Vom, ne vom întoarce din nou la fariseu. Spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi vom vedea și cealaltă uh, mod de închinare a vameșului. Fariseul a luat minusurile altora și le-a pus lângă realizările lui. Acum fiecare dintre noi, frați și surori, avem, lucruri, avem uh, lucruri pozitive și negative în viața noastră. Toți avem lucruri făcute bune și toți avem lucruri făcute rele. Dar dacă eu vreau să mă simt superior cu Eva, mă apropii de cineva care a făcut lucruri, care nu face lucrurile bune care le fac eu, îi știu defectele, eu mă apropii cu lucrurile mele bune de el și îi scot în evidență defectele lui. Și cum par eu? Cum par? Un om? Deosebit. așa este sau nu? Asta au făcut fariseul. Dar de ce nu s-au comparat cu alți farisei care făceau aceleași lucruri? De ce nu s-au pus lângă alți oameni, poate, care se rugau mai mult ca el? Sau poate făceau lucruri mai mult ca el? De ce nu s-au pus? De ce au căutat cel mai, să spunem, omul cu cele mai multe defecte și s-au pus lângă el? Știți de ce? Pentru că dorința lui în închinarea care, au venit, care au adus o adus-o în casa lui Dumnezeu era ca în momentul când se compară cu omul acesta care îl credea el un păcătos și un om din nimic, el să pară bun. Asta facem mulți dintre noi. Când vrem să ne credem cineva, când vrem să și vine peste noi păcatul acesta al mândriei, Spunea fratele Iuniei la timpul de rugăciune: Păzește, Doamne, pe robul tău de mândrie să nu fiu vinovat de păcate mari. Când vine peste noi Duhul acesta, întotdeauna vom căuta oameni care fac mai puțin ca noi, ca noi să ieșim în evidență. Dacă vrei să vezi pe cineva, dacă, dacă uh, Duhul acesta de mândrie e peste el și ce faci, stai de, de vorbă câteva minute cu el. Întotdeauna va începe să se laude cu realizările lui. Voi ați întâlnit astfel de oameni? Mi se întâmplă de multe ori să vorbesc cu. Cu anumiți oameni sau chiar și si cu frați, în câteva minute știu toate realizările lor. Și si întotdeauna trage discuția pe terenul care le convine, pe terenul care îl domină, în așa fel încât să iasă în evidență. Și si dacă au făcut ceva pentru Domnul, întotdeauna Domnul m-a trimis, dar eu am făcut, dar eu m-am rugat, dar eu cu tare, dar eu am dat, dar eu, dar eu, dar eu. sunt oamenii care sunt plini de mândrie. sunt oamenii care. Întotdeauna se văd superior. Așa a făcut și omul. S-a comparat în rugăciunile lui cu... Avea cu, cu Avea o părere foarte bună despre el și o părere foarte rea despre alții. Și el a venit la închinare să închine. Eu întreb, ce -a mai venit la închinare să facă? Ce -a mai căutat la templu dacă era atât de bun? Dacă nu avea nevoie de nimic, ce căuta omul acesta la templu? Nu își pierdea vremea oare în templu? Nu își pierdea vremea la adunare? Oare dacă facem în felul acesta, ce mai căutăm la doar? Ce căutăm în locul acesta? Mai aveți nevoie de bhhar, astfel de oameni? Pentru ce mai venim în locul acesta? Dacă suntem atât de buni. Frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu că vameșul de cealaltă parte, când am venit la închinare, el a înțeles un lucru. Închinarea și rugăciunea e o chestie între mine și Dumnezeu. Și el nu a avut treabă nici cu fariseul, nu a avut treabă nici cu alți vameși. Eu sunt sigur că și vameșul cunoștea alți vameși mai răi decât el care nu venea poate niciodată la templu. El măcar au venit la templu, dar eu sunt sigur că erau vameși care nu veneau niciodată la templu. Și putea să spună, Doamne, îți mulțumesc că eu sunt vameș, dar totuși am venit la adunare. Sunt alți vameși care nici nu, măcar nu vin la adunare. Ce spui, Doamne, nu e treaba bună asta? Oare chiar n-ar trebui tu să mă ierți pentru că eu totuși am venit la adunare azi? Nu e chiar o treabă cât de cât așa, să spunem, destul de dar omul ăsta spune, eu dacă am venit la, 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 la Templu, eu am venit la închinare, eu nu am treabă cu alții. Eu nu am treabă cu nimeni, eu am treabă cu mine și cu Dumnezeu. Și el a început să spună, Doamne, ai milă de mine păcătosul. El nu s-a comparat cu nimeni, pentru că atunci când te compari cu Dumnezeu, întotdeauna ai ceva de îndreptat în viața ta. Spune scriptura că într-o zi, Domnul Isus Hristos. Vreau să deschidem la Luca, capitolul 5. Spune că într-o zi Domnul Iisus Hristos s-a ap 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 apropia să predice. Și spune că pe lângă... când era pe lângă e, lacul Genezaret, îl îmbulzau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pe care ieșisele din ele să-și spele mrejurile. S-a în... suit, într-un din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să -l deporteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe norod din corabie. Când a început să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele la pescuire. De aici începe partea frumoasă. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins așa de mare mulțim de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie să vină și să le ajute. Aceia au venit și au umplut am două coroabele, așa că au început să se scufundă coroabele. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi, în, la genunchi lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ascultați versetul 9. fiindcă i-a apucat spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Asta se întâmplă când tu te compari cu Isus Hristos. Nu faci altceva decât să cazi la picioarele lui Isus Hristos și să spui, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Versetul 9 spune că Isus o speria pe scare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, gândiți-vă că Petru spunea, el, era pescar, nu? Petru nu era păstor. Dacă speria un păstor, am fi putut să, am fi putut să spunem, nu au văzut niciodată cum se pescuiește, nu au văzut niciodată o mreajă plină și normal că te sperii, nu? Dacă mă duci pe mine, n-a fost niciodată la pescuit cu mreaja. Și dacă aș vedea o mreajă plină, probabil m-aș speria un pic și aș spune așa mulți, nu se rupe corabia. Dar omul ăsta asta făcea. Și spune că Scriptura că Iisus a speriat pescarea. Așa spune că i-a apucat spaima. Asta se întâmplă când tu te compari cu Iisus Hristos. Asta se întâmplă când închinarea ta e o treabă între tine și Dumnezeu. Când vii la casa lui Dumnezeu, când te uiți la Dumnezeu, când te uiți la Iisus Hristos, la tot ce a făcut El pentru noi, când te uiți la El, la măreția Lui, când te uiți la sfințenia Lui, când te uiți la jertfa Lui, nu faci altceva decât să cazi înaintea Lui și să spui, Doamne, sunt un om păcătos, Doamne, pleacă de mine, sunt un om păcătos. Asta a făcut Simon Petru. Versetul 5, mai devreme spunea că Cumva Petru încerca să-l convingă pe Iisus și să spun, Doamne, toată noaptea, dar noi am fost la pescuit toată noaptea, noi suntem pescari, Doamne, dar noi... Dar au avut virtutea aceasta să asculte de Iisus Hristos și în momentul când -o, când ascultat de Iisus Hristos, spune Scriptura că s-a întâmplat lucrul acesta deosebit de minunat și a spus, și-a dat seama, a spus, dacă m-aș fi comparat cu alți pescari, Probabil Pietru s-a uitat, uitat și în celelalte corăbii care au tras la țărm tot goale și au zis, și ei au tras la țărm tot goi. Nu au prins nimic nici ei, așa că e bine, nu sunt pescari chiar rău. Sau alte dăți când Pietru a fi prins un pic de pește și alții veneau cu corabia goală, probabil Petru a zis, sunt pescari bun. Așa au venit cu corabia goală la mal. Eu ceva am adus, nu? Înseamnă că am știut un sarum. Dar în momentul când Domnul a făcut minunea aceasta, Petru o uitat că e pescar o uita de realizările lui, o uita cine este el și a spus, Doamne, așa ceva n-am mai văzut. Asta se întâmplă când tu stai înaintea lui Dumnezeu și închinarea devine o chestie între tine și Dumnezeu. Când îi lași pe ceilalți deoparte. Asta au făcut fariseul în întâmple. și a spus, Doamne, eu am venit aici să capăt durare, să capăt iertare, Doamne, te rog, ai milă de mine, păcătosul, eu n-am treabă cu alții. Un alt lucru deosebit de frumos îl vedem în Ioan, în capitolul 8, versetul 11. Vreau să citim versetele acestea. Ni se spune Scriptura că într-o zi Domnul Iisus Hristos spune că s-a apucat să facă studiu biblic. Și versetul 8 vorbește despre lucrul acesta. capitolul 8, versetul 1 spune că într-o zi Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el, a la el jos și învăța. Atunci cărterarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au adus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când să vârșea preacurvia. Moise în se a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar tu ce zici? Spunea lucrul acesta ca să le spitească și să-l poată învinui. Dar Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridic ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel de tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit de cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-am mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, femeie, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Avem de nou un exemplu deosebit de frumos. Sunt niște oameni care erau moraliști, buni. Spune Scriptura că a prins femeia aceasta în păcatul acesta. L-a adus la Domnul Isus Hristos și a spus, acum să vedem ce face Mântuitorul. În timpul unei ore de, 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 de studiu biblic, o aruncă în mijlocul, imaginați-vă, o aruncă în mijlocul, în fața Domnului Iisus Hristos, în mijlocul mulțimii și spune, toți fierbeau de mânie și spune, acum să te vedem pe tine. Și au început să se uite la femeia aceasta, s-au uitat la viața lor și au spus, asta e o păcătoasă, asta noi am prins-o, asta am văzut-o noi. Noi suntem cu legea în mână, noi avem dreptul să aruncăm cu piatră, noi avem dreptul să facem dreptate și suntem puși să facem dreptate s-a uitat la Isus și au spus, tu ce faci acum? Și asta pentru că ei s-au cumpărat cu femeia. Dar a uitat că acolo era cineva care era fără de păcat. Acum mi imaginez pe Domnul Isus Hristos și spune Scriptura că în timp ce ei fierbeau de mânie și așteptau un răspuns, spune că Domnul cu atâta calm, cu atâta gingășie, Isus spune Scriptura că s-a plecat să scrie, așa am citit, da? Versetul 6 s-a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Mă gândeam câte frumusețe în gestul Mântuitorului. Spune Scriptura că Domnul s-a plecat de mai multe ori. S-a plecat să spere picioarele ucenicilor. S-a plecat să ia copilașii în brațe. S-a plecat să îl scoată pe Petru atunci când se scufunda. S-a plecat, spune Scriptura, într-o zi în să se roage. S-a plecat să fie biciuit. S-a plecat să ia crucea și spune Scriptura de două ori în întâmplarea aceasta că s-a plecat spre femeie. S-a plecat, bănuiesc eu și zic eu că să fie alături de ea. Putea să răspundă Domnul din înălțime sau ne-am fi așteptat ca Iisus să se urce undeva pe o scară sus și să dea de acolo răspunsul lui. Dar Scriptura spune că nu. A început să scrie ceva pe pământ și spune că versetul 7, fiindcă nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat și a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Versetul 8. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Asta se întâmplă când te compari cu Isus. Oamenii aceștia spun în Scriptura că au fost mustrați în cugetul lor și din dorința lor arzătoare, de răzbunare, dorința lor setoasă, să facă dreptate, în momentul când au fost confruntați cu Isus Hristos, spune că s-au simțit mustrați în cugetul lor. Acum imaginează-vă că au trecut câteva momente și curtea, curtea aceea a rămas goală acolo. Nu mai era nimic doar pietre probabil unde fiecare dintre ei s-au poziționat acolo să arunce, nefolosite pentru că nu le-au aruncat asupra femeii, și o predică scrisă de Domnul Isus Hristos. A fost singura predică de care a scris-o Domnul cât a trăit pe pământ. Și Domnul a scris-o cu degetul lui, spune Scriptura, pe pământ. Nu știm ce a scris acolo, dar eu cred în toată inima că a scris ceva în legătură cu Harul. Cu lucrul acesta care pe noi ne dă atâta speranță și atâta bucurie. Același lucru l-a făcut și în dreptul femeii și spune că nu te condamn, că eu n-am venit pentru lucrul acesta. Lucrul care vreau să-l scot în evidență din întâmplarea aceasta este că atunci când te compari cu alții, întotdeauna vei fi gata să iei pietre în mâini și să arunci. Când vine Hristos, când te apropii de Hristos și te compari cu Hristos, pietrele acelea cad jos la picioarele tale și vei fi mustrat în cugetul tău pentru că toți, avem nevoie de pocăință. Toți avem nevoie să ne smerim înainte de Dumnezeu și să ne pocăim. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să spun în această dimineață, nu știu cum te-ai închinat în timpul de rugăciune pe care l-am avut. Nu știu ce ai spus lui Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai mândrit, te-ai înălțat sau te-ai smerit. Vreau să spun în această dimineață că Isus Hristos este aici sau cât de păcătos te simți în inima ta. Iisus Hristos este aici să-ți dea har. Iisus Hristos este aici să-ți dea viață. Este aici să-ți dea iertare. Este aici să-ți dea mângâiere. Este aici să te ridice. Este aici să te îmbărbăteze, spunea Dumnezeu, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Problema este că când vin la închinare, cu cine mă compar? Ce scot în evidență? A treia întrebare și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere, care vreau să răspundem. Prima întrebare este, cine este în centrul rugăciunilor tale? A doua, cu cine te compari când vii la închinare? Și a treia, rugăciunea este un mijloc de binecuvântare sau mânie? Ne apropiem din nou de fariseu. Ați văzut ceva că au cerut Dumnezeu omul, omul acesta în rugăciunea lui? Ați văzut că au cerut ceva lui Dumnezeu? N-au cerut nimic în rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. Din potrivă, omul celălalt, vameșul, spune Scriptura că el cerea îndurare, cerea har și iertare din partea lui Dumnezeu. În momentul când vine înaintea lui Dumnezeu, este atât de frumos să-L lauzi pe Dumnezeu și să-I mulțumești pentru ce ți-a dat. Dar dacă intri înaintea lui Dumnezeu și n-ai niciun fel de cerință, n-ai niciun fel, n-ai nimic să-I ceri lui Dumnezeu, Știi ce spui prin asta lui Dumnezeu? Știi ce spunem noi prin asta lui Dumnezeu? Că suntem a tot suficienți. Nu avem nevoie de nimic. Spunea Domnul Iisus Hristos și Domnul ne-a învățat de multe ori în Scriptură. Cereți și vi se va da, bateți și veți găsi. Spunea Domnul Iacov, spune că nu aveți pentru că nu cereți. Salmul 20 spune să te asculte Domnul în ziua necazului și asta înseamnă să ceri, să te rogi. Un lucru l-a durut mult pe Domnul în Apocalipsa, la o din Laodicea, Apocalipsa, capitolul 3, vreau să citesc versetele acestea, că este cam aceeași stare pe care a avut-o fariseu atunci când am la templu. Versetul 17 din capitolul 3, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, N-am nevoie de nimic. Doamne, eu vin înainte, dar n-am nevoie de nimic. Asta a spus fariseul. N-am nevoie de nimic. Chiar am de toate. Contul e plin, sănătate am, familia e ok, de lucru am. Ce nevoie am de, rug de rugăciune? Ce nevoie am eu de o închinare? Eu am venit aici să spun câteva lucruri în așa fel încât, Doamne, să te simți dator, să tu să continui să mă bine pentru că eu chiar fac lucruri bune. Dar eu n-am nevoie de nimic. Avem chiar două servicii, mașinile merg ok, avem totul, copiii merg bine la școală, dar eu n-am nevoie de nimic. Săptămâna trecută a fost stăruință în biserică la noi. Împreună cu frații am organizat trei, de, trei seri de stăruință. A, cred că toți știți, așa-i? Eu vreau să vă întreb în această dimineață, unde ați fost cei mai mulți dintre voi? Nu răspundeți mie, da? Unde ați fost cei mai mulți dintre voi? Unde au fost cântăreții? Că nu toți cântăreții am văzut o parte, am văzut că au venit la stăruință și Domnul să-i binecuvânteze. Dar unde au fost ceilalți? Unde au fost cei care dau îndemnuri? Unde au fost predicatorii? Da, care predicați. De ce n-ați fost la stăruință? Pentru că sunt bogat. Am bogățit, n-am nevoie. Dar ce nevoie am eu de Duhul Sfânt? Ce nevoie am eu de botez? Ce nevoie am eu de umplere? Și de ce? Pentru că rugăciunea de stăruință întotdeauna necesită mărturisire, efort, luptă, lacrimi. Asta necesită întotdeauna zdrobire. Și asta nu ne place. Nu ne place să cântăm. Dacă se filmează, ne place să fim în față, să fim văzuți de toți că noi cântăm. Ne place să, fim, să dăm îndemnuri, să predicăm. Ne place multe lucruri. Dar nimănui nu-i place să se zdrobească. așa e sau nu? E greu la stăruință sau nu? Pentru că atunci când vii la stăruință, trebuie să te zdrobești înaintea lui Dumnezeu. Și asta nu place nimănui. Nu ne place zdrobirea. Mai ales dacă avem de toate, mai ales dacă suntem bine. Ce nevoie am eu să mă zdrobesc? Dar ce nevoie am eu de iertare? Dar ce nevoie am eu chiar de lucrurile acestea? Să meargă la stăruință oamenii care au păcătuit, ăștia care nu-s Eu am fost cândva. Sau ce nevoie am eu de lucrurile acestea? Eu n-am nevoie de ele. Eu sunt ok, eu am de toate. Să meargă păcătoșii la mărturisire, lacrimi. Uitați-vă că nimeni nu mai are o batistă în buzunar. Înainte, când mi-aduc aminte, când eram copil și mergeam la biserică, toți părinții noștri, bunicii noștri, veneau la biserică cel puțin cu o batistă, pentru că știau că atunci când mă duc la rugăciune, plâng și am nevoie să-mi șterg lacrimile. așa sau nu așa? Spuneți voi, care aveți părinții, care ați pocăiți sau bunicii care ați cunoscut, așa sau nu așa? Câți dintre noi, voi ați venit în această zi cu o batistă în buzunar sau un șervețel pentru că veți plânge la timpul de rugăciune, la închinare? Câți? Ne-am dezobișnuit să ne zdrobim inima când venim la casa lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit să venim în locul acesta într-o stare de automulțumire, autosuficiență suntem complet, suntem ok. Noi suntem aici, Doamne, ca să ne vezi că am venit la casa Ta, dar nu ne interesează pe noi nici rugăciunea, nici mărturisirea, nici zdrobirea, nu ne interesează nici să ne plângem păcatul, nu ne interesează pe... pentru că noi suntem ok, Doamne. Ne e mântuit, e ok, noi mergem bine. Chiar crezi că mai avem nevoie de lucrurile acestea? Acum eu vreau să vă pun o întrebare. Când a fost ultima dată când ai plâns? Da, și voi, fraților și voi, surorilor, când a fost ultima când ai plâns înaintea lui Dumnezeu, pe genunchi și ai spus, Doamne, îmi pare rău că am făcut păcatul ăsta, îmi pare rău că te-am tristat, Doamne, îmi pare rău că eu am făcut lucrul acesta, Doamne. Când a fost ultima că când ai plâns înaintea Domnului? Chiar credeți că suntem așa de pocăiți? Chiar am ajuns așa de sfinți? Chiar că nu avem nevoie să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne zdrobim inimile înaintea lui Dumnezeu? Și ce spune Scriptura? Un verset tare frumos din Isaia, capitolul 57. Vreau să citim versetul acesta, după care vreau să închei. Dacă în această dimineață, poate am fost mai dur cu unii, credeți-mă că nu fac cu niciun alt scop decât în această dimineață, cu scopul acesta, ca toți să ajungem mântuiți. Nu doresc ca nimeni să-i meargă rău, nu doresc ca nimeni să cadă, nu doresc ca nimeni să fie, să-L aibă pe Dumnezeu împotrivă. Ar vrea ca toți să fiți binecuvântați toți să fiți sub binecvântarea lui Dumnezeu, toți să mergeți împreună cu Dumnezeu și nu cu Dumnezeu împotrivă. Vreau să citesc versetul acesta, versetul 15 și 16. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Astea sunt condiții puse de Dumnezeu ca Dumnezeu să coboare în inima noastră. Spune că eu sunt acolo sus în înălțime. Niciunul dintre voi nu poate ajunge unde sunt eu deocamdată. Vom fi acolo, da, într-o zi cu Domnul Iisus Hristos. Cred în toată inima că atunci când va veni pe norii cerului, vom fi cu El în veșnicie pentru totdeauna. Dar acum încă suntem pe pământul acesta plin de păcat plin de suferință, plin de necazuri. Și spune Scriptura condiția ca Dumnezeu să coboare aici pe pământ. În inima mea, în mijlocul acestui pământ plin de păcat, de suferință, de durere, de lupte. Spune Scriptura că condiția este aceasta, zdrobirea inimii și smerirea, smerirea mea. Cât e, timp eu sunt mândru, cât e, timp eu sunt mă cred cineva, cât timp eu mă cred că sunt autosuficient, cât timp eu n-am rugăciuni decât de laudă și nimic de cerut înaintea lui Dumnezeu, eu nu zic, trebuie să cerem înaintea lui Dumnezeu și lucruri materiale. Dar când vin înaintea lui Dumnezeu și nu cer nimic sau doar lucruri materiale, nu ceri odată înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, sunt mândru, vreau să mă smerez, Doamne. Am nevoie de mai multă putere să fiu mai sfânt, mai curat, Doamne. Mai multă putere să ier, Doamne. Să fiu mai bun, Doamne. Să fiu un copil al tău, Doamne. Când nu cer niciodată lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu, starea ta este o stare destul de jalnică, o stare destul de critică. Ai ajuns într-o stare în care ești doar la un pas ca Dumnezeu să stea împotrivă. Și credeți-mă, nu cred că vrea nimic ca Dumnezeu să stea împotrivă în această zi. Vreau să închei, să opresc, mă opresc aici în această dimineață, dorind vă la fiecare dintre voi binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați venit în casa Lui. Vreau ca în această zi Dumnezeu să-și lase îndurarea Lui peste fiecare dintre voi, peste familiile noastre, peste Toată asistența peste toți care suntem în această dimineață în locul acesta. Dar, frați și surori, trebuie să o luăm pe Dumnezeu în serios. Trebuie să fim atenți când venim în casa lui Dumnezeu cine este în centrul închinării noastre. Trebuie să fim atenți cine este în centrul vieții noastre de luni și până duminică. Trebuie să fim atenți când venim în casa Lui Dumnezeu, nu să ne comparăm unii cu alții, să ne atâțăm la mânie, să ne lăudăm să afișăm toate lucrurile și realizările noastre, ci închinarea trebuie să fie o, o, o chestie între mine și Dumnezeu. Eu mă cercetez înaintea Lui Dumnezeu, eu mă zdrobesc înaintea Lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi va da har. Și nu în ultimul rând, când vin înaintea Lui Dumnezeu, când mă închin în casa Lui Dumnezeu în locul acesta, când stau înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să mă rog, trebuie să fiu atent, să mă zdrobesc înainte lui Dumnezeu și să accept modul de lucru al lui Dumnezeu, nu modul de lucru al meu. Asta a spus Dumnezeu. Dacă tu te smerești, eu te înalți. Dacă tu te zdrobești, eu te înviorez. Dacă tu te smerești, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa am citit din, versetele acestea, dacă tu, spune cuvântul lui Dumnezeu, te zdrobești, eu te voi îmbărbăta. Așteptăm îmbărbătare, așteptăm înălțare, așteptăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Dar noi cu am două mâini încercăm să ne înălțăm și apoi mai așteptăm ca și Domnul să ne înalță. Cuvântul Domnului spune că va fi exact invers. Eu mă înalț, Dumnezeu mă coboară. Eu mă smeresc, Dumnezeu mă înalță. Asta e modul de lucrare al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să fie lăudat în ziua aceasta și Domnul să primească rugăciunea noastră plecând din locul acesta. Atenți la închinarea noastră, atenți la ceea ce facem în locul acesta, Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Amin.